Bună Capricorn și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. De asemenea, dacă ești interesat de un Capricorn, ești binevenit la această citire. De asemenea, este o citire fără timp. Asta înseamnă că momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip este momentul în care universul are un mesaj foarte important pentru tine. Să vedem așadar, dragii mei Capricorni, relația dintre tine și o anumită persoană, OK, sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. A început deja citirea, au ieșit două cărți. Dar simt nevoia să mai amestec uh, pachetul. Să vedem, dragi capricorni! La baza pachetului avem împărăteasa, care este o arcană majoră și îți spune despre o legătură cu zodia taur sau zodia balanță. Împărăteasa este energia abundenței, este energia confortului. Se pare că tu ești sigur pe tine, ești confortabil într-o anumită situație. Văd un proiect pe care tu l-ai în desfășurare. Sau pentru alții discutăm despre niște bani pe care îi așteptați. De asemenea, simt aici că tu ești într-o perioadă cu magicianul în care faci tot ceea ce îți stă în puteri pentru a avea parte de această stare de confort, de această stare de abundență. Să vedem prima carte care este reprezentată de patru de băte. Este o carte a libertății, dar văd că într-o relație din viața ta, ai parte de un moment frumos, celebrezi ceva. Este ziua de naștere a unei persoane ție. Momentul în care tu asculți citirea este acel moment în care te simți relaxat, este acel moment în care te bucuri de libertate, de liniște. Simt că unii dintre voi aici organizați sau sărbătoriți un eveniment important, o zi de sărbătoare. Patru de bâte vorbește despre recunoaștere, despre victorie, dar în mintea ta, uite, avem acest 10 de bâte. Din nou o energie de foc, dar 10 de bâte reprezintă acel moment în care tu simți că puterile te lasă. Pentru alții dintre voi, văd că treceți printr-o perioadă în care aveți multe lucruri de făcut, sunt multe proiecte, multe sarcini pe care le aveți, multe responsabilități. Simți că ceva nu mai poate funcționa într-un anume mod pentru că tu îți dorești liniște, libertate, confort. Vrei să-ți dai demisia sau, în legătură cu o persoană, simți că nu mai poți să continui în această situație. Să vedem următoarea carte. Avem asul de monede în inima ta. Văd că în viitorul apropiat sau unii dintre voi chiar simțiți deja această energie a unui nou început. Un nou început care, atenție, poate să însemne o nouă casă, o nouă haină, o noutate plăcută, o noutate stabilă legată de bani, legată de finanțe, dar legată și de viața ta privată. Un nou prieten pe care ți l ai făcut sau o nouă relație pentru alții dintre voi. Dar asul de monede îți oferă o nouă etapă sigură, frumoasă, cu abundență. Dacă ești un Capricorn singur, văd șanse să cunoști pe cineva foarte curând. Asta dacă nu ai cunoscut deja. Dacă ai cunoscut deja, este ok, este o persoană stabilă, sigură pe ea. La baza manifestărilor tale este un șapte de spade, șapte de spade care îți spune despre faptul că tu dorești să-ți urmărești propriul tău interes, dorești să ai parte de liniște, de abundență, pentru că văd aici o trădare, văd aici o supărare pe care tu o ai. În legătură cu o relație, în legătură cu o situație, în general, din viața ta. Vrei să te eliberezi, așa cum am spus, din această presiune? Uh, unii dintre voi simt că sunteți într-o perioadă aglomerată, aveți multe lucruri de făcut, toată lumea pune presiune pe voi, deci nu văd neapărat ceva negativ. Pentru alții, da, văd o supărare foarte mare aici. În continuare, avem regina de cupe în exterior. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Cartea aceasta vorbește despre sensibilitate, despre o persoană sinceră, dulce, iubitoare, o persoană care este deschisă către zona medicală, către zona spirituală, dar mai văd și o rudă care are o importanță pentru tine. Unii aici aveți legătură foarte puternică cu o instituție, o instituție care ține de vindecare, o instituție care ține de zona spirituală, dar ai și o persoană care te ghidează, o persoană blândă, care te împinge cumva și te susține în tot ceea ce tu faci. În continuare, avem arcana majoră, temperanța sau cumpătarea care vorbește despre o legătură cu Zodia Săgetător, dar în plan personal văd că cineva își dorește pace, liniște. Mai văd și un compromis pe care cineva l-a făcut, dar simt că este vorba despre susținerea ta. Cineva este pregătit aici să te susțină, să-ți aducă liniște, pace, echilibru, Dacă ești un capricorn singur, văd aici o persoană din trecut care se întoarce, o persoană din trecut pe care o vezi în cadrul unui eveniment important din viața ta, iar dacă te afli într-o relație cu cineva, aici văd că acest om este ca un înger păzitor pentru tine, care te susține, uh, în acest as de monede, adică în această nouă etapă care pentru tine contează foarte, foarte mult. Ultima carte, 6 de cupe, din nou o energie suportului, o energia a controlului, a, nu a controlului, cred că e mai bine spus a grijii față. Deci cineva are grijă de tine, cineva ți este alături. Șase de cupe, să știi că vorbește și despre un suflet pereche. Este o activitate aici mai tinerească, care ție îți dă bătăi de cap. Dar din nou, energia trecutului este extraordinar de intensă aici pentru tine. Este ceva ce durează de mult timp, care te stresează, care te face pe tine să să-ți dorești da, acest statut, această diplomă, această situație în care te afli. Hai să clarificăm puțin lucrurile și să începem cu 4 de băte despre care spuneam că este o energie a unei petreceri, a unei sărbători. Patru de băte vorbește despre bucurie, armonie, vești bune, Hai să vedem despre ce este vorba. Niște vești bune pe care le primești. Un e-mail, un mesaj, o discuție pe care o ai și care te ajută extraordinar de mult în ceea ce ai tu de făcut. Asta e foarte important de menționat. Este ceva legat de o problemă de sănătate a unei persoane sau chiar ceva legat de zona sănătății pentru unii capricori. Um, o surpriză foarte plăcută pe care o ai în dragoste, văd aici. Pentru unii, patru de băte poate să însemne o logodnă, o nuntă, ceva important. O surpriză plăcută, uite, Mergi la o zi de naștere sau în apropierea zilei tale de naștere, în apropierea zilei de naștere a unei persoane, dragi ție da? Din nou văd aici niște lucruri frumoase, niște surprize plăcute O stabilitate foarte mare legată de o casă, legată de o căsătorie sau ceva legat de un contract să vedem acum 10 de bâte, pentru că vreau să văd ce anume te apasă pe tine atât de tare aici. 10 de bâte este o energie foarte puternică. Este acel moment în care ai foarte multe lucruri de făcut, te simți stresat, poate să apară aici o eventuală problemă de sănătate de la această supra-solicitare. Sfatul cărții este să cere ajutorul celorlalți să te organizezi mai bine, pentru că tu ai puterea să te organizezi, tu organizezi toate zodiile. Și foarte bine susținut pe așa ceva. Hai să vedem, dragi Capricorn, 10 de bâte. Na, aici văd o problemă legată fie de zona ta de confort, deci tu te lupți pentru confortul tău sau este ceva ce te scoate din această zonă de confort. Este cartea banilor, deci pentru unii este vorba despre o moștenire sau despre o sumă mare de bani. De aici lucrurile încep să funcționeze. Pentru că tu te lupți pentru așa ceva, te lupți pentru ceva mare, pentru un proiect mare. Dar uite, din nou apare această energie tânără care reprezintă fie o nouă persoană, un nou proiect, noi cunoștințe pe care tu ți le faci. Uh, o legătură văd în plan profesional cu o persoană mai tânără sau cu persoane mai tinere, persoane mai neexperimentate. Lucrezi la un nou proiect pentru alții dintre voi. Asul de monede în inima ta reprezintă o energie abundenței. Un nou loc în care mergi, o nouă mașină, o nouă haină, o nouă bijuterie. Pentru unii este vorba despre o nouă etapă din punct de vedere personal. Este o etapă foarte stabilă, foarte bună, care să știi că te duce într-o zonă foarte sigură. Ai susținere foarte multă aici. Dacă ești bărbat, această susținere vine din partea unei femei sau ai legătură cu o femeie nouă pe care ai cunoscut-o. Dacă ești femeie, Aici văd o veste bună legată de de niște vești pe care le primești. Cineva te asigură că ți este alături. Uite, este ceva legat de o mașină, ceva legat de o călătorie, de un drum, de o schimbare pe care tu vrei să o faci. Șapte de spade la baza manifestărilor tale care vorbește despre acea energie de dezamăgire, supărare, tristețe, minciuni, dar aici eu simt că este vorba despre tine și anume că îți dorești foarte mult să îți urmărești propriul tău confort, propriul tău control. Niște întâlniri pe care tu le-ai avut sau pe care le ai, și pe care nu ți le dorești și uite o veste pe care o primești de la cineva legată de o transformare, legată de o închidere. Pentru unii este ceva legat de o problemă de sănătate, este ceva legat de zona medicală, dar este o veste care ție nu îți place, da? nu îți place și așa cum ți-am spus, e foarte multă susținere. Din partea unei persoane. Regina de cupe în exteriorul tău, care este o energie de apă matură, poate să fie o rudă sau o prietenă, o persoană foarte dragăție, care, așa cum spuneam eu, te susține, ți este alături. Este o persoană foarte grijulie, o persoană care renunță la sine pentru ceilalți. Poate să fie și energia ta, dar eu simt aici că regina de cupe pentru unii reprezintă o instituție sau reprezintă o persoană care te susține extraordinar de mult, care ți este alături. Este o persoană spirituală, o persoană respectabilă, cineva care este foarte influent, văd aici. Nu este neapărat vorba despre o femeie, atenție, cât mai degrabă este o energie a păcii, o energie a blândeții. Cineva care susține această pasiune pe care o ai, cineva care își dorește să nu te piardă, îți este alături, exact ca o mamă, ca o soră. Și să vedem temperanța, pentru că aici sunt foarte, foarte curioasă. Îți spuneam despre o legătură cu un săgetător, dar cartea vorbește și despre acea energie de pace, de împăcare. O legătură, văd aici în plan personal, cu Cineva care studiază la nivel înalt, cu o persoană care se sacrifică pentru ceilalți. În plan personal, într-un fel, lucrurile merg bine, pe de altă parte, e ceva ce nu funcționează. Este. O persoană aici care te susține, persoana iubită, un prieten, cineva, deci ai multă susținere. În schimb, uh, omul ăsta nu se simte chiar atât de bine în povestea asta, cam obosit. Mai ales dacă ești femeie, aici este vorba despre un bărbat. Sau dacă ești bărbat, este o femeie care a obosit în legătură cu o așteptare. Și văd aici, din nou, această carte de final, de transformare. Cineva care luptă pentru tine cu toate forțele, luptă intens, se simte atras și nu te poate lăsa. 6 de cupe, mai văd aici, 6 de cupe, ultima carte care vorbește despre o legătură cu un suflet pereche, un domeniu vechi de activitate sau un domeniu legat de zona copiilor pentru alții dintre voi. Este ceva ce tu dorești de mult timp, la muncă sau în domeniul tău de activitate este cineva care te urmărește, cineva care dorește să te cunoască, Dar văd și o legătură cu o persoană geloasă, dar vezi că omul ăsta nu îți spune în față că e gelos sau e geloasă. Atenție aici, dragi capricorni, la o persoană din trecut care nu are intenții bune. Simt pentru unii o energie de triunghi amoros. Da? De triunghi amoros. Pentru unii simt că este ca și cum ați avea un examen sau ați avea un eveniment în care ă, cineva vine și vă, vă controlează, vine și vrea să vadă ce faceți sau ce ați făcut. Hai să vedem și un mesaj special din partea Arhanghelului Gabriel pentru tine. Și mesajul este motivație. roagă pentru ghidare și pentru a-ți crește entuziasmul, concentrarea pentru acest proiect. Deci rugăciunea te ajută foarte mult. Prin rugăciune, prin meditație, tu poți avea parte de o motivație mai puternică și de un entuziasm pentru a lupta pentru acel vis pe care tu îl ai sau pentru a lupta pentru acel proiect, pentru acea relație. Să vedem și îngerii romantici ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști. Mesajul din partea îngerilor romantici este următorul. Iubește-te pe tine, în primul rând. Respectul față de tine te face mult mai atractiv, te face mult mai plăcut de către ceilalți. Și să vedem ultimul mesaj din partea acestui oracol special pentru sufletul tău. Ce trebuie să știi? Au ieșit trei mesaje, trei mesaje. Ci se spune că atunci când tu te gândești la schimbare, tu experimentezi sentimentul de frică. Ți se spune să elimini frica și lucrurile se clarifică în viața ta în jumătate de an. Apoi, și se transmite un mesaj foarte puternic, care mie îmi place foarte mult. Ce spune intuiția ta în legătură cu timpul de așteptare sau în legătură cu această situație? Și o să te rog să-ți răspunzi tu, ție, și Oracolul îți spune că acesta este răspunsul. Da? Intuiția ta te ajută, te ghidează. Mai am un mesaj important și anume 12 luni. Este ceva ce a început acum 12 luni, ceva ce mai durează încă pe atât. Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te aștept cu drag și la o altă citire dacă tu dorești să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.